Clubul sportiv școlar numărul 2 din Baia Mare a promovat în premieră în elita voleiului românesc și se află acum în fața primului duel din noul sezon. Echipa antrenată de Virgiliu și Roxana Rău va întâlni pe teren propriu formația Tricolorul Ploiești în optimile de finală din Cupa României. Băimărenii vor încerca să dea totul pe teren pentru a obține victoria, însă vor avea o misiune dificilă în fața unei echipe care s-a întărit, realizând mai multe transferuri. Totuși, CSS2 are un moral foarte bun după ce săptămâna trecută a câștigat turneul de pregătire de la Zalău. Să fie un meci tare, sperăm să facem o expresie bună ca la Zalău. Formația băimăreană s-a întărit și ea în această vară, reușind să aducă mai mulți jucători străini care ar putea face diferența pe teren. Am achiziționat 4 străini pe lângă ceilalți sportivi care toți provin de la CS2 Baia Mare. Dacă reușim să-l aducem și pe al patrulea dintre cei achiziționați care plune cu viza, eu zic că putem face o surpriză frumoasă. Că acolo avem gaură, deci avem într-o zonă gaură la nivelul acesta, adică pe extrem. Partida dintre CSS2 Baia Mare și Tricolorul Ploiești va avea loc mâine cu începere de la ora 15 în sala polivalentă la Scărpan. În optimile cupei se joacă o singură manșă, astfel că învingătoarea se va califica direct în faza următoare a competiției. În prima fază a Cupei României se mai dispută partidele Dinamo București Știința Explorări, Universitatea Cluj Unirea Dej și Universitatea Timișoara CSM București. Pe de altă parte, Volei Municipal Zarău, SCMU Craiova, Arcada Galați și Steaua București, primele 4 echipe clasate din sezonul precedent, sunt calificate direct în sferturile Cupei României.